Mă numesc Galina, Galina Barancean. Sunt originară din satul Tochile Răducani și activăm în domeniul agriculturii din 2011. Am crescut floarea soarelui, porumb, orz, rapiță și din 2012 am hotărât să ne ocupăm cu grădina. Am început a cultiva din inițiativa soțului, ardei. Am pus pare, ață, ca să fie, mă rog, o tehnologie mai avansată, cu irigare. Am activat în lunca prutului. Au fost și ani mai buni și mai răi. Anii buni ne-au mai motivat ca să facem unele investiții care pe viitor să ne aducă un beneficiu și să aibă, în ultimul rând, și oamenii din sat de lucru. În total, o suprafață de vreo 670 de hectare, dintre care vreo 30 de hectare sunt acoperite cu grădină. Și însă și investiția care noi am făcut-o, cea mai de bază, cu irigarea, este o investiție foarte mare. Am tras apa de la prut, o distanță de vreo 4 km. Datorită proiectului de la Banca Europeană de Investiții, noi am reușit să colaborăm cu ProCredit Bank pentru că gajul nostru a fost de 30%, asta a fost un foarte mare plus pentru noi și ne-a oferit o posibilitate ca să ne dezvoltăm. S-a luat vreo 5 milioane, suma gajului vreo 1.500.000. Noi nu puteam niciodată să luăm sume mai mari, cum luam, dar trebuia să pui în gaj 130-150%, așa sunt condițiile la alte bănci.